mă numesc Dumitru Vânata, învăț la școala numărul 11 profesională. Am venit la această școală pentru a cunoaște cât mai bine prelucrarea și arta lemnului, deoarece am învățat din mic copil pictura, am hotărât să cunosc bine și arta lemnului. Atunci când lucrez la o lucrare, simt o mare bucurie, deoarece îmi dezvălui toate cunoștințele și toate fantezia pentru a face ceva frumos, pentru a bucura ochii la mulți oameni. Da, această bursă m-a ajutat foarte mult să cumpăr instrumentele necesare pentru a putea efectua anumite lucrări, deoarece fără instrumente este foarte greu manual să dai prima formă a acestui obiect. Sunt student la Colegiul Politehnic din Bălți, la specialitatea calculatoare. Am ales această specialitate pentru că doresc să devin programist. Pe următorii 10 ani vreau să lucrez într-o companie IT, poi chiar oameni. De bursa aceasta am aflat prima oară de pe un site al unei colegiuri și am dorit să încerc. Nu a fost complicată. A fost așa. Această bursă m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a oferit posibilitatea de a achita caminul și pentru a-mi procura rechizitele necesare pentru colegiu. Fără aceste burse mi-ar fi fost mai greu în primul rând mamii mele, căci trebuia să împartă cumva toate veniturile pentru a putea să ajungă pentru toate necesare. Меня зовут Рома Сергей, мне 22 года, учусь в Бельском политехническом колледже на специальность электромеханика. Стипендию от Оранжа я уже получаю 4-й год. Она в жизни очень сильно помогает. Это питание, проезд, позволяет то, что мне надо, необходимо для жизни. А принадлежность это был первый, второй курс, и потом уже как-то легче стало. Для молодых ребят это очень хорошо, и ты имеешь возможность отучиться до конца, закончить то, что тебе надо, и тебе не надо задумываться о чем-то, где финансовую помощь найти. Так где есть оранжевская помощь, которая помогает, и мы благодарны этому. Mă numesc Gavrilencu Sergei, sunt anul întâi la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Am ales acest colegiu deoarece sunt pasionat de electronică. Cu cât se dezvoltă lumea, cu atât mai mult este în electronică, se bazează pe electronică. Este un domeniu al viitorului cu o mare perspectivă. Nici nu m-am așteptat să obțin această bursă, a fost așa brusc. Am câștigat concursul și este foarte de ajutor pentru mine, fiindcă avem nevoie de calculator, de unele materiale pentru electronic și mi le-am procurat cu ușurință. Programul Bursei pentru tinerii dezavantajați a fost lansat în anul 2010 la inițiativa și cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova. Inițial, programul a fost conceput pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, dar pe parcurs, pentru a oferi posibilitatea mai multor tineri să participe, criteriile de eligibilitate au fost extinse și pentru tinerii din medii defavorizate, care vor să aplice la studii la instituții medii de specialitate. În total au fost depuse 207 de dosare și, respectiv din ei, 80 de tineri au fost selectați pentru a primi burse în valoare de până la 12.000 de lei. Programul este administrat de către Centrul de Informații Universitare cu suportul informațional al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova.